Stând în lumina cerului. În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6, găsim scris: căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. S-a făcut o făgăduință prin care comunicarea dintre cer și sufletele noastre să fie liberă și deschisă. Omul finit se poate așeza acolo unde razele din lumină și de slavă de la tronul lui Dumnezeu îi vor fi date din abundență. Lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu, care strălucește pe fața lui Iisus Hristos, poate să strălucească asupra lui. El poate sta acolo unde se poate spune despre sine: voi sunteți lumina lumii. Dacă nu ar fi comunicare între cer și pământ, nu ar exista lumină în lume. La fel ca la Sodoma și Gomora, toți oamenii ar pieri sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Dar lumea nu este lăsată în întuneric. Mila, îndelung răbdătoare a lui Dumnezeu, este încă extinsă la copiii oamenilor, iar planul său este ca rasele de lumină care emană de la tronul lui Dumnezeu să fie reflectate de copiii luminii. Este privilegiul nostru să avem lumina cerului asupra noastră. Așa a umblat Enoch cu Dumnezeu. Nu a fost mai ușor pentru Enoch să trăiască o viață neprihănită decât este pentru noi în prezent. Lumea din vremea lui nu a fost mai favorabilă creșterii în har și sfințenie decât este acum. Prin rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, Enoch a fost capabil să scape de corupția care este în lume prin poftă. Trăim în pericolele ultimele zile și trebuie să ne primim puterea de la aceeași sursă. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Este necesară o separare de lume, pentru că nu putem fi neatinși de poluarea ei decât dacă urmăm exemplul credinciosului Enoch. Cei care mărturisesc religia lui Hristos ar trebui să înțeleagă responsabilitatea ce le revine. Ei ar trebui să simtă că aceasta este o muncă individuală, o propovăduire individuală a lui Hristos. Dacă fiecare și-ar da seama de acest lucru și ar prelua lucrarea, am fi la fel de puternici ca o armată cu steaguri. Porumbelul ceresc ar plana peste noi. Lumina slavei lui Dumnezeu nu va mai fi departe de noi decât a fost față de devotatul Enoch. Părinte ceresc, trimite Duhul Tău cel Sfânt să-mi dea o viață curată. Vreau să umblu ca Enoch și să fiu un bun exemplu pentru cei de lângă mine. Fii slăvit și lăudat pentru tot ceea ce faci minunat în viața mea. Amin.